Index group for you. Nu, nu înțeleg. Niște forme de lut care aveau niște mesaje scrise în română pe ele, anapoda, alandala, n-aveau nicio legătură între ele, înșirate pe un plastic. Duceți-ne, ce schema? Aici. La olari. Încoace. Înăuntru la olari. Pentru? Bă, citește-mă, un calor. Drumul cu ulciorul a fost cea mai grea parte. Mi-au luat din viață. Au nevoie de noi toate cărămizile pentru mult calor. Bun. Clar, două propoziții cu un mesaj. De-am simțit pe Ștefania și pe Spic în spatele nostru, că erau lângă noi acolo, am lăsat un pic vocea mai moale, făcând același lucru pe care l-au făcut și ei la pietre. La pietre, vorbind în șoaptă la ureche. Recunosc, trăgeam cu ochii la Fodori. Ia de văzut, vă, ce fac ăștia. Ia-le și hai să mergem, ca să n-audă Ștefania și Spic. Duceți-ne pe noi înăuntru la olari. Au nevoie de noi toate cărămizile pentru munca lor. Îl vedeam pe Bondea cum fuge. Cu sacul ăla. Haide, și noi după ei. Nu știam, nici ei nu știau unde să duc, nici noi, că noi ne țineam după ei. Hai, mai ține-te cum îl cheamă până nea. Nu? Nu aici. Trebuie să... Trebuie să fie undeva unde se fac. Toți patru am ajuns într-o clădire și nu uitam ca proști unul la altul. Hello! Hello! Și zic, bă, ce facem aici? Fodor, nici nu mă băga în seamă. Bă, ești nebun, ce dracu e asta, mă, frate? Bă, unde sunt ăștia, mă, sau care-i faza? Hello! Nu uitam așa pe perezi, bă, de fapt, ce... Eu, bun, m-am dus pe Bontea, dar ce căutăm? Nu înțelegeam ce căutăm. În capul meu, cel puțin, nu era nimic. Nimic, era capul meu, era o cărămidă goală prin interior. Dă-mi e ghiozdană. Stai puțin. Simțeam că mi-explodează capul, că nu mai am aer, plus că eu în momentul în care îl țineam, el mă împingea foarte tare în piept. Și nu puteam să trag aer cum trebuie și simțeam că mă doare tare în capul pieptului pentru că mă apăsa borcanul respectiv, oala respectivă. Dă-mi ghiozdană să țin. Nu e vorba de ghiozdană, încetează. Dar nu mai țipa la păi mine. Păi da, eu când spun nu. Dar de ce țip? De ce nu vrei să mă lași? Dacă era ceva, spuneam eu, bă, du-mi rucsacul, cum am mai cărat și cuburile de lemn și la un moment dat am zis, bă, nu poți să le mai duc, ia și tu patru cuburi din ele. Ți-am zis sau nu ți-am zis? Când eram la ultima șansă. Păi nu mă enervez, dar când trebuie să zic, îți zic enervez, eu. Nu mă enervez, mă enervez. Eu mă enervez, tu. Hai în p*** odată! Că nu mori! Cum să nu fiu nervoasă când la pod, când trebuia să cântăm, s-o enervat? Când la lut mi-am băgat mâna, s-o enervat? Normal că mă enervez și eu, nu? Vrei să nu-l scapi. Mi-a lunecă mâna. Hai să sunt ce fac. Drumul în pantă, vasul greu ca dracu. Nu mai puteam, nu mai aveam aer, nu mai știam. Mă gândeam, îl scăpăm, acum ne necăm la mal din nou. Ce dracu facem? Eu mă vedeam doar cu vasul, îți spun sincer, cu vasul căzut pe jos, spart peste picioarele mele și șchiop restul bucății care ne-a mai rămas. Deci cumva... Rolul ăla s-a luat deja, nu mai pot să... Păi asta m-a motivat, Radu. La asta mă gândeam. Nu pot fi două șchioape în emisiunea asta. You know where is Master Clean? Kill? Aia, dar nu vezi că face semn! E la ciclu. I-a venit ciclu. Aveți tampoane? Do you have tampoane? Ți-i le bag în... Sorin vede într-o cămăruță așa un nene prin geam. Pierre? Spic Ștefania în spatele nostru, dar încă nu ne... Încă nu ne văzuseră, știi? Nu știau pe unde am intrat. Nu e. Nu e, bă. Păi, văd 100 de pi. Sorry. Tățăpie. Așa, și ce facem cu el? Tățăpie. Tățăpie ce? Tățăpie. Pe, tățăpie. Ce? Ce? Și el îl făcea așa. Vino acolo, vino aici, nu acolo. Bă, aici ne văd din nou cu acea. Ca să nu ne vadă Ștefania și cu Spica, am ieșit afară, pe spate, pe undeva, pe niște boscheți. Uite! Aha. Ia! Scoate-l de acolo. Citește. Căutați în jurul vostru până găsiți o pernă antică folosită doar de oamenii bogați. Următorul indiciu este în această pernă. A trebuit să-l scoateți fără să atingeți perna cu mâinile. Înțeles, hai! După ce am încetat să mai copiem de la Fodor și la Bondea, am găsit... mai vedeam? Da. Nu-i mai vedeam și de asta am încetat să mai copiem. Am găsit olarul. Hai. Hello. Urcă-l sus. 2, 3 și... Ne dă o cărămidă înapoi. Hai. Thank you. Hai.
noi acum. N-am încetat copierea totuși, că noi am văzut unde a fugit Fodor și cu Bonte. Și am fugit și noi după ei. Mie mi s-a părut un pic ciudat. Bă, de ce Fodor și cu Bonte au fugit afară, undeva în niște boscheți? Unde înăuntru, bă, cum așa? Nu știu. Ni el. Aici e afară. Stai. Poate înăuntru la oa. Ia vezi în casa aia. A, nu. Când am ajuns acolo, am văzut cărămida lui Fodor și a lui Buntea. Găurită. Găurit înăuntru, scos ceva dinăuntru. Și eram... Înăuntru, mă, vezi? Ușor. Ușor. Căutați oamenii în jurul vostru până găsiți... Căutați în jurul vostru până găsiți o pernă... Suntem... Da, ne-am luat un blank ceva, pentru că creierul nostru la un moment dat a spus astăzi o să am în scurt circuit, nu vreau să vorbesc cu voi. De data asta, la teză, am avut noroc de Fodor și de Bontea pentru că am avut de unde să copiem. Au învățat ei mai mult ca noi. Da. Duceți toate cărămizile înăuntru. Au nevoie de... Asta ce înăuntru? Pe noi, stai un pic! 2, 3... Nu, stai! Hai! Hai! Duceți-ne înăuntru. Trebuie să le ducem pe toate, nu? Păi asta ce să zic și eu. Erau 8 în total. Eu la 6 și am la 2. Și acum trebuia să intrăm să căutăm un olar. Where? Nu știu, la o doamnă care ne spune să garăm vasul pe stânga și să ne uităm că următorul indiciu este sub ochii noștri. Ce să vezi din nou, ring a bell, trebuie să compui o frază, o propoziție din niște pietroaie care au ceva scris pe ele, fix povestea noastră de dimineață. Eu când am văzut asta, pur și simplu am zis, frate... Asta e finalul, la olari. La olari. Au nevoie de noi pentru munca lor. Dormitoarele sunt sus. În capul meu era o pernă. Și colorată, ceva foarte vechi, care trebuie să fie înflorată, trebuie să aibă culori multe, care arată diferit de o pernă de om normal. Asta era filmul meu în timp ce alergam. Asta nu arată pernă. Astea nu prea sunt antice, n-au nimic antic în ea. Hai, să ne mișcăm. Niște perne banale pe care le găsești la noi în România, în orice de-asta de mod. Nu prea arată pernă, o chestie rotundă cu care pare să stai cu perne antică. Ia mai citește biletul ăla, doamna, pe dă-l cu ce. Vezi că scrie ceva aici. Ceramic. Uite, scrie ceva pe ele. Vezi ceramic, unde scrie ceva? Pillow. Ceramic, pillow. Pe pillow e... Pillow e... Pillow, măcar atâta știu și eu, că în engleză pillow e pernă. Știa ce arăta? Au un cuib de vrăbiuțe. Exact, deci exact, da, căsuță de aia pus în copac. De aia de, pus în copac. Era ceva de genul ăsta cu o gaură pe mijloc. Și cum noi până acum ne-am uitat pe toate găurile, hai să ne uităm și în gaura asta. Asta e o pernă. Folosit. Nu știu dacă e de... E folosită. Fără mâini. Păi și cu picioare merge. Bă, dar e bine oare aici? Nu știu. Ah, părea foarte veche și bătătorită de fundul unui bătrân chinez și am zis că asta e perna antică, fii atent. Și am început să ne apucăm de perna aia fără mâini, că așa scria în mesaj. Nu pot să iau. Acea pernă antică s-a lăsat foarte greu desfăcută din noi. Timidă, foarte timidă această pernă. Doamne Dumnezeule, cum trăgeam noi de perna aia. N-am voie cu mâna. Lângă bețișoare. A, pa, stai așa. Era care un fel se... de... Ați ajuns până aici, ați descifrat-o pe asta. Hai că v-am dat noi bețișoarele. Vedeți dacă puteți cu astea. Cum ai căutat? Stăteau pe asta, mă? Nu știu, bă. Ăștia, la ăștia totul e altfel. Hai, dă greu să iei o dita mai eticheta așa de mare și așa de groasă. Adică o foaie de hârtie, iau-o tu cu bețișoarele. Într-o găurică atâta. Da. Dă să le iau cu gura. Nu. Îl iau cu gura, hai. Toată am lipit aia de limbă, am scuipat-o acolo jos, am întors-o. Eu vreau să întorc cu fața. Dacă n-am voie să pun mâna pe ea, păi eu așa o iau. Când o scos de acolo. Da, da, vezi? Și mai zic că de ce? Că nu suntem atenți la detalii. Nu suntem atenți la detalii. Da, nu vreau să fiu depunctat. Am nimerit. Să pun mâna pe ea, să pun de pe limbă am și am găsit-o din imerală. Cred că nu o găseam nici de acum în 1000 de ani. Căutați vasele sigilate în fostul cuptor, în fantele folosite pentru evacuarea aburului. Alegeți un vas și continuați-vă cursa. Hai. Vasele sigilate în... Ia-l și pe ăsta, bagă-l în buzunar. Ce mai am pila. Numai la asta nu mă gândeam. Noroc că am ținut căcaturile alea. Stai. Păi stai că n-am desfăcut-o de tot. Ia. Cine știe ce moșneag o stat cu fundul pe perna aia și noi am pus gurile și am desfăcut-o în interior?
Cum nu se desface, mă? Stai, stai. Tu realizezi ce era în capul nostru? Cum o pernă antică poate să aibă fermoar? Hai, dă-o în p***i! Vezi în asta aici. Am desfăcut-o fără mâini. A, ne-am chinuit degeaba. Bă, suntem și Projov. Suntem Projov. Dar nu mă gândeam la nimic altceva decât că arată... A zis perna antică. Perna trebuie să arate a pernă, indiferent de epocă. Povestea anticei perne chinezești începe acum mii de ani. Până să se inventeze alte materiale potrivite, chinezii, de altfel creativi din fire, foloseau perne tari făcute din ceramică pentru clasa nobilă sau din lemn pentru pătura de jos. Așezau pe ele o bucată de pânză și astfel își puteau rezema capul de ea. Mai târziu, a rămas în mobilierul casei ca obiect de decor sau operă de artă tradițională. Unde ești? Încolo, hai. Una? Una poți să car, mai multe nu poți să car. Dar eu pur și simplu nu mai suportam atingerea lutului și mă enerva orice contact cu ceva jegos care riscă să mă jegosească și mai tare. Și am zis, car una, vedem unde o ducem și după aceea mai cărăm altele cum am putea și când am putea. Ideea era că nu știam unde trebuie dus. Uite acolo cineva. Hai și noi. Nu era olarul acolo, efectiv nu puteam să mai car. Acolo? În partea aia? Ne-am plimbat cu astea în brațe, în toată curtea asta a fabricii, a muzeului, ce e asta, și nu găseam nici cum unde trebuie să mergem. Bă, a? Ați descoperit? Am găsit pe să nu e. În afară suntem amici, suntem prieteni, dar când e vorba să concurăm și concurăm pentru monede, în special astăzi și pentru o imunitate foarte importantă, dacă foarte importantă, poate una dintre cele mai importante imunități de până acum, tată, nu mai e prietenie deloc. Suntem în concurs. Competiție. Și asta este, nene. Cine e mai bun să câștige, asta e. Așa că să-și caute perna în continuare, că oricum până acum s-au ținut numai după noi. Uite, pernă, e perna asta? Cred că asta e. Pernă, nu, e plapă, mă. E plapă, mă. Op, op. E plapă, mă. Și dacă asta e pernă, eu îmi trag un pumnul. Nu, nu, hai. Perna asta, iată. Pe unde se aerisau? Pe aici, pe undeva. Fantele? Astea-s fante, Răzvan. Ne-am urcat sus pe cuptor, bă, acum ăla, ceramica aia de pe cuptor, bă, mie mi se pare că se surpă, se poate surpa. Avem amândoi 85 de kg. Doamne ajută, bine că am ajuns la 85. Dacă ajungem la 85, am reușit să mă urc până în vârful hornului. Uite-te, ce cor, cornul. Hai să coborăm. Bă, dă un pern. Nu, am fost aici. Nu, eu nu-ți găsești într-o ușă. Am căutat, de nu mai știam ce să mai facem. Bă, dă-o încolo, nu vedem nicio pernă. Am văzut o plapă, mă. Poate să arate altfel decât o pernă? Unde era aia roșie? Încercăm la aia roșie. Aici. Sus. Nu, pe aici. Era sus. Sus la etaj. Era sus la etaj. Unde erau foduri pe cărămiz. Hai la aia. Ce ai, măi, nebunit? Perna aia roșie. Noi am intrat după aia acolo. Bă, am căutat peste tot. Și nu există perna asta. O pernă a fost și am desfăcut-o cu dinții și nu s-a întâmplat nimic. Care e perna? Unde e perna? Vreau să văd. Vreau să știu unde e perna asta antică. Trăiește mare aventură Asia Express pe antenaplay.ro. Ai episoade integrale fără pauze publicitare.